Klaus Iohannis îl contrazice pe Traian Băsescu. Președintele a declarat la Jina că așteaptă o invitație oficială din partea primarului pentru a-și ridica titlul de cetățean de onoare al Sibiului. Numai că Iohannis spune că invitația oficială este trimisă de câțiva ani către șeful statului. Primarul vă așteaptă să vă dea titlul de cetățean de onoare. Decât să strige prin presă, mai bine ar da un telefon. Sigur vin. Veniți să vă luați titlul? Sigur vin până îmi termin mandatul, dar să am ocazia să vin. Referitor la această declarație, Klaus Iohannis a spus că invitația a fost trimisă imediat după ce Consiliul Local a decis să-i acorde lui Traian Băsescu titlul de cetățean de onoare. I-am făcut o invitație formală, destul de frumoasă, cred, prin care l-am înștiințat de acest lucru. I-am comunicat că noi suntem dispuși să ne armonizăm programul oricând dorește domnia sa să vină la Sibiu și așteptăm un răspuns, să vină sau să nu vină. Deci nu e nicio problemă. Poate să vină și la anul, peste 2 ani, nu știu dacă, și atunci s-ar putea. Calitate de persoană privată sau de șef de fundație sau ce-o fi atunci. Klaus Iohannis a comentat în stilul său caracteristic declarațiile făcute la Jina de președintele Traian Băsescu. Știu că ați fost la munte și v-ați întâlnit și vă dați sfaturi valoroase, dar nu-i o temă de actualitate. Ar fi fost în 2007 și în 2008, acum actualitatea chiar a dispărut. Da, categoric, și poate fi înmânat, dar nu mai este niciun fel de urgență. După 5 ani, urgența dispare.